Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Invitatul meu de astăzi este ultimul șef al Centrului de Copii și Juniori de la FCRG și domnul profesor Eduard Augustin, căruia mulțumesc pentru prezența la Repriza de Sport. Bună ziua, domn profesor! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație, pentru că mă simt onorat că s-ar putea să mai fiu încă un subiect de actualitate pentru oamenii de fotbal din județul nostru. Cu siguranță sunteți de actualitate și veți rămâne, pentru că ați făcut istorie, ați scris istorie pentru fotbalul din Argeș și vom încerca să abordăm mai multe subiecte, bineînțeles și subiectul FC Argeș, care doare, chiar dacă nu mai este de actualitate, știm cu toții situația în care se află echipa. Vom vorbi despre fotbalul argeșean, despre centrele de copii și juniori, școlile de fotbal care sunt în Pitești, despre barajul pe care România îl va disputa cu Grecia, baraj ce va conta pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor din Brazilia. Fostul noastră coleg Victor Pițurcă are, da, are un mare derby, să spunem așa, cu grecii. I-aș ura multă baftă pe această cale, pentru că are nevoie. După cum știți, el este un tip cam orgolios, așa era și când jucam fotbal. Ba chiar a avut un conflict, îmi aduc aminte, cu Fodor, când a stat cu mandibula fracturată vreo 3 luni de zile. Îmi aduc aminte că a mâncat cu paiul. Dar e un tip meticulos, un tip care sunt convins că va analiza foarte bine echipa Greciei și cred că va gestiona foarte bine cele două meciuri, atât cel din deplasare cât și cel de acasă. Într-adevăr, sunt de acord cu noastră și cu toată opinia din România că la ora actuală echipa națională nu practică un fotbal chiar atât de spectaculos pe cât ne-am dori. Dar știți cum e... De bine, de rău am ajuns aici, la, da, la baraj, că nimeni nu se mai aștepta. Da, poate, exact. Este o mini-realizare, totuși. Ar fi o realizare, o reușită, ca să zic așa, întreagă, calificarea noastră la campionatul mondial, pentru că ar crește și imaginea fotbalului românesc, imaginea României. Știți că acum sunt și problemele economice și de turism și așa mai departe. Deci totul ar fi benefic. Într-adevăr, o calificare la Cupa Mondială, eu știu, a ridicat un pic așa nivelul de imagine și poate și nivelul fotbalistic al României. Fotbalul românesc care se confruntă, așa cum a spus noastră, și știți, pe propria piele, poate, da, problemele acestea financiare, probleme de imagine, scandaluri, cancanuri, tot felul de nebunie. Să revenim un pic la subiectul FC Argeș și, exact cum spuneam, a fost ultimul șef al Centrului de Copii și Juniori. Domnul profesor, ce s-a întâmplat după acea veste tristă în care echipa a intrat în insolvență și, oricum, situația, da, nu era pe roze, dar până... Da, vreau să vă mulțumesc pentru că punctați această problemă. N-aș vrea nici să reținem prea mult telespectatorii, dar totuși ar trebui să informăm opinia publică, pentru că probabil că de aceea și echipa, emisiunea dumneavoastră este foarte urmărită și am înțeles că are un rating foarte mare. Vă dați seama, a fost o rupere în sufletul nostru, în creierul nostru, în gândirea noastră, cei care am cunoscut acest brand și această echipă de mici copii, această echipă care a avut rezultate atât de bune, remarcabile, chiar a dus faima întregului oraș, al județului, la un moment dat chiar și al țării, în momentele când am jucat în cupele europene. Sunt convins că, așa cum dumneavoastră mass media ați relatat și relatați și în continuare, suferința și durerea a fost foarte mare, dar în același timp aș vrea să spun că viața niciodată nu se oprește, viața merge înainte, problemele acestea mondiale ale crizei economice ne-au afectat și pe noi, atât țara cât și orașul nostru. Mai mult, cred și bănuiesc că nu s-a putut face,
nici de către oficialitățile noastre. Totuși, o mică reparație așa pentru suporterii din Pitești, cred că este crearea și finanțarea acestui club SCM, la care se vrea a înlocui în inimile oamenilor fostul FC Argeș. Noi, și dumneavoastră și eu, chiar dacă ne doare ce s-a întâmplat cu FC Argeș, eu cred că și opinia publică și cât mai mulți spectatori ar trebui să susținem acest proiect, pentru că nu avem la urma urmei, să da, ne întoarcem. Nu avem cum să ne întoarcem, trebuie să mergem înainte. E singura echipă din Pitești care evoluează la un nivel cât de cât, Liga 3-a. Probabil vor promova. Sperăm noi să promoveze cât mai repede și să, bineînțeles, să preia numele lui FC Argeș, așa cum au promis autoritățile. Nu știu în ce măsură se va putea face acest lucru. Sper să se găsească o soluție în acest sens, pentru că ar fi păcat, eu știu, un brand ca FC Argeș să moare. La ce s-a întâmplat cu centrul de copii, cu copiii de acolo, cu colegii noastre, antrenorii, știu? Da, da, chiar și pe mine multă lume mă întreabă pe stradă mergând. Noi am avut cel puțin 10 grupe formate cu antrenorii specializați, cu licențe, cu cursurile necesare. Două grupe sau trei, deci anii 99, antrenor Ariciu, care este și fiul meu, 2005 și 2006, care s-au transferat la școala Dani Coman, și celelalte grupe am rămas prin bunăvoința și sprijinul doamnei Gica Dobrin și în ultimul rând a domnului primar Pendiuc. Am rămas să ne continuăm activitatea în aceeași clădire, în același complex. De altfel, complexul își poartă numele școlii noastre de fotbal și aici cred că sunteți de acord și dumneavoastră cu mine că Dobrin a fost al nostru, a fost cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor și ne străduim, încercăm să creștem în continuare, să fim credibili în fața celor care vor să-și îndrume copiii spre instruirea în fotbal. Sperăm să ducem mai departe acest standard, acest tag. Nu mai este FC Argeș, dar oricum numele nu se va uita niciodată. Da, cu siguranță numele a intrat în istorie și mai ales de Dobrin, cu siguranță acest nume va rămâne întipărit în memoria tuturor celor care le place acest sport, fotbalul, mai ales argeșenii care, poate suntem subiectivi, dar suntem corecți cu istoria. Dobrin, poate cel mai mare, cu siguranță cel mai mare fotbalist al României, care a plecat de aici, de la Pitești. Cum s-au simțit copiii? Au fost debusolați așa un pic? Da, știți, aveți dreptate. Ca orice schimbare are un început. Începutul întotdeauna este mai dificil. Au fost și câțiva copii care, cel puțin de la grupa mea, care s-au îndreptat spre Mioveni. N-am vrut să mă opun carierei lor. La ora actuală, noi, neavând o competiție în care să activăm la nivelul acelei vârste, am format o echipă de seniori cu jucători mai mari și ne continuăm activitatea cu celelalte grupe mai mici de vârstă. De altfel, aș vrea să, dacă îmi permiteți, să anunț și pe această cale dorința mea de a forma o grupă de copii născuți în anul 2005. Lunea și sâmbătă, în jurul orei 14, doritorii se pot prezenta la stadion. Și le doresc baftă. Vin copiii, mai vin copiii de profesor. Sunt multe școli de fotbal. Da, sunt multe școli. Știți cum este concurență. La un moment dat, dacă este bine înțeleasă, concurența poate aduce performanță, și nu? Performanță. Bineînțeles, până unde se opresc acele mici răutăți. Dar noi fiind foarte
vechi în această meserie. Ne cunoaștem cu cei de la Dani Coman de zeci de ani și avem o relație de cooperare și de bună înțelegere. Pentru că la urmă urmei, domnul Ceaușescu. La urmă urmei, scopul acesta ar fi să crește jucători de performanță, numai să aibă unde să meargă, adică să avem o echipă cum era acea piramidă înainte. Da, exact. Toți se adunau și ajungeau la FCR, că aveau unde să joace. Aveți perfectă dreptate, da. Deci trebuie să aibă și acea trecere de la copii și juniori la echipa de seniori, care știți că pe vremuri exista echipa de tineret, sau mai nou existau acele echipe satelit. Și se făcea, trece așa cum bine ați spus, acea piramidă în care nu se poate sări direct. Poate Dobrin, cred că a sărit peste, că a jucat la 14 ani și 8 luni, parcă, sau nu mă știu. Da, într-adevăr, la o vârstă foarte fragedă, dar aceste cazuri sunt foarte rare. Da. Și eu știu, cred, în părerea mea, că ar trebui, eu știu, pregătit, făcut un plan. Vorbeam și cu domnul profesor Mihaianovski acum 200 luni într-o emisiune transmisă în direct de la stadion de acolo, că asta ar fi soluția și, eu știu, trăiesc luate niște... Da, aici aș vrea să vă continui, mă scuzați că vă întreb, această gândire ar trebui să fie și la nivel național. Deci ați văzut, se vorbește foarte mult de lipsa orelor de sport în școli, se vorbește foarte mult de lipsa finanțării sportului. Deci nu, noi aici trebuie să, și îmi pare bine că m-ați invitat, chiar vă mulțumesc, deci aveți o campanie extraordinară cu această emisiune pentru sport în general, nu neapărat pentru fotbal, deci pentru mișcarea sportivă. Ideea e să facă și știți, să facă din plăcere, exact, în primul rând, la vârsta. Și copilul să aibă un program de școală, odihnă, antrenament. Ați văzut și dumneavoastră statisticile, deci avem deja cam un sfert din populație obezi, obezitate, la un procentaj destul de mare, și vă spun eu că și cam până pe la 50% așa sunt aproape, adică nu fac mișcare. Toată lumea urmăresc emisiuni, deci sportul este benefic aproape la orice. Circulația sanguină, atât a inimii cât și a creierului. Deci nu înțeleg, deci eu îi respect foarte mult pe oamenii care fac sport, dar... Finanțarea se găsește din ce în ce mai greu pentru, nu pentru sportul de amatori, pentru sportul de performanță. Și așa cum bine ați spus și vă apreciez pentru lucrul ăsta, trebuie să ai unde să ajungi. Adică în viață, dacă nu-ți propui, nu realizezi. Deci trebuie să-ți propui să ajungi undeva. De-aia spun că ar fi bine ca acest proiect să funcționeze și să se ajungă până în Liga 1, eventual și la performanțe, dacă se vor putea, și mai mari. Vom vorbi imediat, minutele ce urmează, de evoluția celor de la SCM Pitești, de ce nu vorbim și de CS Mioveni și Atletic Bradu. Domnul profesor, copiii mai vin, cum îi simțiți? Vin din plăcere sau părinții aduc la un moment dat că se gândesc să ajungă neapărat mare fotbalist, să facă bani din asta, foarte mulți bani, pentru că s-a trecut oarecum la acest marketing, la acest, da, se vorbește numai despre bani, nu mai mult și mai puțin de marketing, da, și comercializare. Ați văzut la ce sume s-a ajuns, imense, 100 de milioane de euro pentru Bale la Real Madrid. Da, problema, deci, este foarte complexă, mi-e greu acum să vă explic. Adică, dacă, cum simțiți, da, părinții când vin cu copiii? Să vă spun pe scurt așa, sunt atâtea feluri de caractere, feluri de educații, feluri de familii, de nivel emoțional, cultural. Ce trebuie să știe un părinte? Deci unii, da, mai degrabă ce ar trebui să știe? Ar trebui să știe că sportul este foarte benefic sănătății organismului. De asemenea, socializarea cu ceilalți colegi, pentru că îl fură puțin din fața calculatorului, pentru că ați văzut, ei își creează o lume virtuală
prin acel calculator și cu ușa închisă singuri în cameră. Deci, colectivitate, sociabilitate, program, deci un regim de viață sănătos, înainte de faptul că are acea șansă, dacă visează și își propune, pentru că toți jucătorii de la marile echipe din Europa au fost copii și probabil când erau mici visau. Nu știau dinainte că vor ajunge la marile echipe din lume, nu? Deci toate acestea contribuie la formarea caracterului, la educarea lui pentru ceea ce va avea de făcut în viață. La școala Nicolae Dobrin, câți antrenori sunteți și câți copii aveți și dacă există o stabilitate cât de cât și în ce măsură s-ar putea uni, eu știu, la un moment dat toate școlile și s-ar lăsa, cred că, orgolile la un moment dat la o parte, pentru că peste tot sunt orgolile și care, părerea mea, nu fac bine. S-ar putea, eu știu, coagula toate aceste școli de fotbal și să aibă undeva un lucru comun. Sunt într-un totul de acord cu noastră, bineînțeles, se vede că vă place fenomenul ăsta sportiv și faceți de mult timp, de mulți ani, această emisiune. Da, ar trebui să dispară aceste orgolii, să spunem. Ar fi foarte bine să fie un club unit, cât mai mare, unde să se concentreze toate valorile. Până la urmă, cum să vă spun, noi avem o înțelegere, o colaborare bună, suntem două școli care lucrăm în aceeași complex, în aceeași clădire. Până la urmă este benefic, așa cum ați spus și dumneavoastră, copiii tot din Pitești sunt, deci tot la Pitești ar trebui să ajungă. Până la urmă ajungem tot la ce a spus dumneavoastră cu acea echipă de Fanion și să fie în primul eșalon. Ar fi ideal. Din fericire, se pare că acest plan, această echipă, să zicem, Pitești, începe să-și pună bazele și sperăm noi ca acești copii care dumneavoastră îi reușiți să-i formați, să-i faceți fotbaliști, să aibă unde să meargă. Toate școlile din Pitești, da. Absolut, da, bineînțeles, toate școlile să aibă unde să meargă, să joace și să reprezinte județul Argeș și așa cum a reprezentat-o și FC Argeș și sperăm noi cât mai curând să găsească, da. Mă repet aici, dar ăsta e un of mare și al meu și al multor suporteri, FC Argeș totuși să rămână în viață sub această echipă SCM Pitești. Domnul, să trecem un pic, să analizăm aceste echipe care evoluează în eșalonul 2 și eșalonul 3. Mă refer aici la Cismeovena, SCM Pitești și Athletic Bradu. Sunteți un om cu experiență, a jucat fotbal de mare performanță, ați putea face o analiză concretă și pertinentă. Dar imediat după ce ascultăm reacțiile după partida Cismeoveni, ASEA Târgu Mureș și cei doi antrenori, Ioan Ovidiu Sabodar și Ion Moldovan, vă repet, scor 1-1 sâmbătă, Cismeoveni nu a reușit să învingă ASEA Târgu Mureș. Asta deși au jucat 60 de minute cu un om în plus. Un meci pregătit să câștigăm. Era un joc foarte, foarte important. Trebuia să legăm două victorii. Eu zic că un început bun de joc, cu determinare, o bună organizare, chiar ocazie destul de importantă cu Bumba, după care a venit acea superficialitate, dacă lipsă de concentrare a portarului, care a făcut să jucăm o perioadă lungă în inferioritate numerică, ceea ce de fapt trebuia să schimb total tactica echipei, să avem un joc defensiv, să acoperim spațiile și să plecăm pe contraatac. Nu pot decât să-mi felicit și sunt mândru de cum s-au comportat, spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă jucătorii, mulți dintre ei, într-adevăr, fiind foarte, foarte tineri, sub 20, sub 21 de ani. Jucători care, dacă arată o astfel de atitudine, o astfel de mentalitate, pot să progreseze foarte mult. Deci,
Până la urmă, consider un rezultat echitabil, ținând cont că și în superioritate numerică am avut două ocazii, în inferioritate numerică am avut două ocazii foarte mari. E păcat că n-am câștigat, pentru că am avut și superioritate numerică la un moment dat. În același timp, deși am repriza a doua, am stat 90% în jumătatea adversă de teren, totuși, din nou, cu mare ușurință, acordăm faulturi cu mare ușurință, facem cadouri echipei adverse, așa cum s-a întâmplat și la Bistrița, așa cum s-a întâmplat și la Reșița, la fel și astăzi. Știam că este o echipă care pune probleme, în special la loviturile libere sau și cornurile pe care le-au avut, ceea ce s-a și demonstrat. În schimb, am luat un gol, în punctul meu de vedere, inexplicabil. Pentru un portar care are cel puțin, așa cum spune sau se spune despre el, că reprezintă un viitor cert. Din punctul meu de vedere, până acum niciunul dintre cei tineri nu reprezintă un viitor cert, ci sunt doar niște, să zicem, promisiuni care, dacă nu vor fi și nu vor munci enorm de mult, cu siguranță că nu vor ajunge în niciun caz în primă eșalonă. Pentru mine e un semn mare de întrebare ce s-a întâmplat astăzi cu jocul unor jucători. Jocul foarte slab, mai ales în faza defensivă. Pentru că pot să spun că la orice minge aruncată în față, poate și dumneavoastră ne stătea un pic inima. E nepermis pentru că n-am jucat cu, spun eu, jucători care aveau viteză bună sau... Ei au știut la momentul ăla ce calități au, dar de-aia sunt surprins și de-aia am un semn mare de întrebare. Crezi că trebuie să urmă obiectivul în așa să nu funcționeze jocul? E clar că pe unii e presiunea prea mare, sunt niște, mai ales pe juniori, trebuie să câștigi meci de meci. Mai ales și eu am fost un pic nervos, dar nu pot să stau liniștit să facă adversarul 3-0. Cer scuze, dar v-am spus, nu pot să stau liniștit să văd niște jucători care efectiv pasează cu adversarul. Ei trebuie să știe că astăzi joacă în violet și nu joacă în verde, sau în ce au jucat. Da, reacțiile celor trei antrenori și Iulian Criva, antrenorul echipei SCM Pitești. Turul de campionat s-a încheiat, vor urma încă 5 partide din retur. Știți cu toții, acest sistem play-off, play-out prelungește un pic perioada de disputare a partidelor în această toamnă. Domnul profesor, SCM Pitești, Athletic Bradu, derbiul Argeșului, derbiul argeșean în Liga a treia, din păcate, dar totuși e bine că avem fotbal, da. Să fim optimiști, să fim încrezători. Da, așa trebuie, să fim optimiști. Da. 4-1, antrenor supărat așa pe jocul echipei sale. Da, scorul e puțin mai mare decât realitatea din teren. S-a întâmplat pe teren. În orice caz, deci echipa noastră a SCM-ului într-adevăr are puțină apăsare pe umerii săi, pentru că joacă pe stadionul unde a jucat Feciarge. Feciarge și, presiune... și nu neapărat vreau să mă refer la... Vreau să spun ce jucători. Ce jucători mari au jucat pe acest stadion. Ca să nu mai mă repet cu Dobrin. Au fost și alții, și Radu Doi, și Iovănescu, și Doru Nicolae, și... Și ce echipe adverse au venit aici, echipe, exact. Real Madrid și Valencia. Deci da, s-ar putea să fie puțină emotivitate în exprimarea lor. Se poate spune că e o presiune mare pe acești jucători, da, pentru că se așteaptă promovarea obligatorie. Și dacă ne gândim, nu prea sunt nici jucători cu mare experiență, vă dați seama, pentru că se formează o echipă de viitor, practic. Dar, bineînțeles că Tameș cu Dulcea au un rol foarte important, pentru că au o experiență și ceilalți jucători tineri pot crește în jurul lor. Probabil că se vor mai putea întări cu 1-2 jucători tot așa de o valoare mai apropiată de Liga 2 sau chiar de Liga 1. Și să sperăm că prin profesionalismul lui Iulică și al lui Didiță Dan, care
Sunt niște oameni care își cunosc meseria, sper să se atingă obiectivul acela de a promova. Da, până acum sunt în grafic băieții lui Iulian Criva, că prima poziție la sfârșitul turului de campionat. O analiză așa a evoluției echipei, seria, știu că a fost la absolut toate meciurile disputate acasă. Deci, așa cum bine știți, nu poate să fie nici atât de ridicat nivelul. Ca în orice competiție sunt 3-4 echipe de o valoare mai bună. Acei de la Zagon ați văzut, Chindia, noi, SCM-ul, am înțeles că și cei de la Câmpina parcă încearcă să mai încurce puțin lucrurile. Dar marea problemă va fi cum vor ajunge jucătorii, în ce formă sportivă vor ajunge în momentul când se va disputa acel play-off. Deci o mare importanță va avea pregătirea și forma lor din acel moment, probabil la sfârșitul primăverii, nu? Când se va disputa play-off-ul. Și din cele 6 echipe, vă repet, cred că aici se vor bate cu Chindia Turgoviște. Cum vi se pare Chindia? Acolo un fost mare antrenor care condus echipa FC Argeș și Silviu Dumitrescu. O echipă frumoasă. Da, au trecut, au curs ani și peste el, așa cum și peste noi, trec ani și nu ne iartă pe niciunul, așa cum spune și cântecul, dar... Într-adevăr, și ei încearcă ceea ce încercăm și noi, să revină în eșalonul superior sau acolo unde au fost pe timpuri bine. Ei au o pauză mai lungă de când n-au mai activat în ligile superioare. Eu, pe undeva, aș merge și pe acest atuș, pe acest aspect al desfășurării play-off-ului, echipa noastră totuși are ceva în spate mai mult decât Târgoviște. O experiență mai... Experiență, istorie, blazon și așa mai departe. Deci... Da, sperăm să iasă cu bine și la vară să ne bucurăm de promovare și a doua echipă a Argeșului care se evolueze în Liga Secundă. O surpriză frumoasă, Athletic Bradu, pentru noastră, o echipă nouă promovată anul acesta? Da, da. Deci omul sfințește locul, ați văzut condițiile de acolo. Eu chiar vreau să îi felicit și mă bucur. A făcut un joc frumos cu 11, da, nu? Da, da, da. Dar vreau să mă refer și la, până să ajungem la joc, și la ceea ce produce ca să poți să ai un joc bun. Deci trebuie să oferi niște condiții, trebuie să ai o bază sportivă la un nivel ridicat, trebuie să ai o susținere, o liniște materială. Deci toate astea duc la... Și probabil că cei care sunt acolo s-au ocupat să fie aceste lucruri în regulă, pentru că nu cred că speră ei să tindă la mai mult, că oricum, e un nivel bun, un nivel destul de bun pentru o comună. O comună, da. Da. Să vorbim un pic și de singura reprezentantă a județului în Liga a doua. CSM Mioveni, o echipă solidă, cel puțin din punct de vedere al finanțelor, să spunem așa, evoluează în acest tur de campionat la Pitești. Suporterii Piteștii nu pot vedea pe viu sâmbătă de la ora 11. Asta pentru că la Mioveni se modernizează stadionul. Felicitări autoritățile de acolo, iată, investesc, fac o bază foarte frumoasă, cu gândul că echipa va încerca promovarea cel puțin declarativ de anul viitor, va încerca să promoveze în Liga 1. Totuși cam puțin pentru o echipă cu jucătorii... Da, așa cum a spus și dumneavoastră, și eu sunt puțin invidios pe cei de la Mioveni, pentru că văd că au posibilitate să-și creeze condiții cât mai bine. Felicitări pentru ei, echipa Falion. Da, și Uzina fiind acolo, poate, nu știu, contribuie cu anumite fonduri la desfășurarea activității. Da, e și un edil acolo care îi place fenomenul. Cred eu că dacă nu-ți place fenomenul, nu știu cât de mult te poți implica. Da, da, și asta contează foarte mult. De altfel și
domnului Pendiuc îi place sportul, pentru că ați văzut și la basket avem echipă bună, echipa noastră care sper să crească, dar să revenim la cei de la Mioveni. Vreau să fiu rezervat în aprecieri, pentru că acolo sunt acele condiții, așa cum ați spus, lumea, așteptările sunt puțin mai mari față de ce arată echipa, așteptările sunt puțin mai mari, de altfel, și condițiile cer ca echipa să aibă rezultate ceva mai bune, da. Și în principiu ar fi, și cel mai aproape ar fi măcar să intre în play-off. Da, ăsta e obiectivul pentru acest an. Cred că și domnul primar Georgescu la asta s-a referit în anumite declarații. Restul, relațiile de joc au schimbat, după cum știți, și antrenorul în timpul campionatului. De obicei e mai bine să începi cu o conducere înainte de a începe competiția, când schimbi așa pe parcurs. Acum poate e greu și până se implementează celelalte idei ale noului antrenor, până se obișnuiesc jucătorii cu cerințele actuale. Dar vedeți că aceste lucruri trenează, îngreunează, etapele trec, da, și va fi din ce în ce mai greu de îndeplinit obiectivul pe care și-l doresc. Da, într-adevăr, oricum e o serie foarte echilibrată, diferența de puncte între echipele din partea de sus a clasamentului și celelalte nu e una foarte mare. Noi sperăm ca și Mioveniu să-și revine să prindă de genul play-off-ul. Domnul Răstor, suntem pe final de emisiune, aș începe așa cu întrebare, ne calificăm la mondiale și dacă Adrian Mutu ar fi avut loc în lotul echipei naționale. La cum o știți voastră, da, pe pițuri, că cred că știm cu toții. Da, da, răspunsul, că... da. În primul rând, da, aș vrea să mă refer la Mutu, spre neșansa lui. La echipa națională este un antrenor foarte meticulos, tipicar. Probabil că nu-și va lăsa elevii care au participat la ultimele meciuri, cei care el a spus că ei sunt de încredere, după cum știți că așa și a afirmat. Chiar am vorbit și eu cu el acum vreo 2-3 săptămâni, întâmplător, printr-un prieten comun, prin Tudorel Stoica, fostul capitan al echipei Steaua, și chiar îmi spunea că pe undeva această calificare, dacă va fi să fie, trebuie să fie și ca un fel de recompensă pentru cei care au dus greu. Și cred că va fi greu lui Mutu să fie convocat. În ceea ce privește ce ne dorim cu toții, întrebarea e ușor retorică, pentru că normal că ne dorim să ne calificăm. Cu toții și sperăm să așa să fie. Da, noi sperăm să, ca și fotbal argeșan, să revină prin plan, să avem de echipe care se vreze pe prima scenă și jucători piteșteni care să cât mai mulți la echipa națională. Domnul profesor, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la Repriza de Sport. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai readus puțin în actualitate și mi-ai dat posibilitatea să mă exprim față de... Veți rămâne mereu în actualitate pentru că ați făcut performanță pentru fotbalul argeșan. Doamne și domnule, mulțumesc mult de tot pentru că ați rămas cu noi pe antrenamentul. Rămâne și în continuare, urmează cele mai importante știri din Argeș, prezentate de colega mea Cristina Muntaru. Nu uitați, ne puteți revedea și pe adresa noastră de internet, pitești-antrenamentul.ro, dar și pe adresa noastră de Facebook. Săptămâna viitoare, invitatul special va fi primarul municipiului Pitești, Tudor Pendiuc. Vom vorbi, bineînțeles, despre fotbalul argeșan. La revedere!